Nu știi cum este o vorbă, cum la costești să nu servești, știi? Dar să bie în limit, adică, da? Lișna în acrujene mie, eu mă stărui ca tot să aibă limit. Trebuie să ai tărie de caracter. Gata, până aici. Ne-am băut porția, mai departe, zero. Chiar dacă în fiecare gospodărie se face vin, nu se consumă chiar atât de mult după cum se vorbește. Ești stabilă peste hotare? Da. Unde? În Irlanda. Și în Irlanda, cum se bea? Light. E drept ce se spune că moldovenii beau cel mai mult și spre țările din Europa în care se bea mult. Nu, nu cred eu asta. Eu vă spun așa cum este. Foarte mulți oameni ies de peste hotare și ei au plăcerea să întâlnească la biere, la una, să servească ceva alcool, pentru că nu s-au văzut foarte mult timp cu părinții, cu rudele și, da, în perioada asta nu se consumă mai mult alcool, mai ales bier. Eu cred că asta nu e chiar corectă, pentru că eu am mai fost și în Anglia, am mai văzut și acolo, toți consumă foarte mult alcool, mai ales prin pub-uri, nu contează că e englez, că e polonez, că eu oricum consum mult alcool și cred că se consumă și în Europa foarte mult, mai ales bieri, în primul rând bieri. Turiștii sau care au văzut la noi mult vin și ei cred că noi îl bem pe tăr. Dar de fapt, noi mult, de exemplu, noi acasă tot facem vin și este care chiar când vine toamna să facem altul, noi pe cele aruncăm sau găsim și facem. Nu se... Cât consumăm, cât putem, nu poți stai numai cu asta, nu. Cum să o facem la sat vin? A, noi s-am făcut vreo 300 de litri. Da, de făcut se poate mult, dar noi s-am zis că vreo ceva 200 și ajunge. Dacă serviam un păhăruț, era de sânge, de adăugerea sângelui, într-un fel. Nu mâncam sfeclă roșie, am mâncat sfeclă roșie și torna cancerul ăla, și hemoglobin nu spune. Poți mănânci toaroni și cine ai mânca, dar înainte lumea lucra mult, am ușat tot ăsta calculator, și îți duc la bar, bieri, și toată noaptea e guleancă. Clar că e vara și e clar că bieri. Asta nici nu-ți discut. Dumneavoastră, de exemplu, cât vă permiteți? Să... După lucru, un pahar de pivă și cu un anciou de ăsta uscat. Și tot. Și mă duc acasă. Da, să bie în limit, adică, da? Lișna în acrujene mie, eu mă stărui ca tot să aibă limit. Care sănătoși pot bie eu? Dar vinul e sănătos? Avem voie să bem vin? Da, e sănătos, dar depinde ce fel de poamă. Dar ce gospodar care nu face vin, mai ales în Costești? Și să aibă hectare de vie și nu facă vin? Sigur că facem vin. La noi 200-300 kg ne ajunge pe 3 ani de zile. Chiar în Costești poate fi 1 la 100 care se consume exagerat. Adică 1 la 100 asta nu înseamnă că sunt mulți. Dar omul când vine de la lucru seara, 100 de grame de vin negru sau roșu, cum spun, de casă curată, adică e și normal, așa cum a spus vecina, e benefic pentru organism. Vineri îi servesc cam numai bere și eu știu, poate ceva din coniac. Vienul nu le place. Și totuși, dacă e că ne întoarcem... Înainte părinții noștri, bine cum câte un pahar cu vin, de atâta trăie 80-100 de ani. Dar nu la 40-50 mortos. E atât dacă trag cu alcool. Țigara, alcool, narcotici. Trebuie să ai tărie de caracter. Gata, până aici. Ne-am băut porția, mai departe, zero. Chiar dacă în fiecare gospodărie se face vin, nu se consumă chiar atât de mult după cum se vorbește. În cercul meu de prieteni nu întâlnesc oameni independenți de alcool și asta de fapt mă bucură. În primul rând în condiții cum ar fi într-un cerc de prieteni apropiați. Ce cantitate n-am măsurat niciodată, dar să mă simt bine. Nici în exces, nici mai puțin. Așa, să simt o relaxare și atâta tot. Crezi că în țara noastră tinerii consumă mult alcool? Nu.
sunt hotărâți să consum mai mult. Da. Pur și simplu sunt persoane care, de exemplu, beau sub influență alcoolic și fac diferite prostii și ajung virale pe internet, de asta s-o coate, că Moldova, mă rog, e mai mult.